În contextul valului de caniculă care afectează Timișoara, Primăria Municipiului a anunțat măsuri suplimentare pentru a asigura întreținerea adecvată a spațiilor verzi. Echipele Horticultura au intensificat acțiunile de udare folosind 3 cisterne care transportă aproape 30.000 de litri de apă. Acestea udă plantele în zonele unde este cea mai mare nevoie, asigurând astfel supraviețuirea acestora în condițiile meteo dificile. De asemenea, acțiunile de udare se desfășoară pe timpul serii și nopții pentru a minimaliza pierderile de apă prin evaporare și pentru a evita perturbarea traficului și activităților zilnice ale cetățenilor. Sunt vizate în special plantele anuale și perene, precum și arborii și arbuștii plantați la începutul verii, care sunt mai vulnerabili în fața căldurii excesive. Această mobilizare a resurselor demonstrează angajamentul autorităților locale de a menține orașul verde și sănătos. Pe măsură ce canicula continuă, primăria încurajează cetățenii să contribuie și ei la eforturile de protejare a spațiilor verzi.